proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 de lei parohiei greco-catolice Bădăcini pentru reabilitarea monumentului istoric Casa Memorială Iuliu Maniu din Bădăcini, inițiator grupul de consilieri județeni ai PNL. Înlivit pe domnul consilier Cioco Tiberiu să prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate. Comisiile de specialitate întrebând în data de 28 septembrie 2017 au analizat proiectul de hotărâre și au constatat nelegalitatea acestuia. În conformitate cu prevederile legale, comisiile nu avizează acest proiect de hotărâre din punct de vedere al legalității și propune în Consiliul Județean neadoptarea lui sub aceasta. Vă mulțumesc. Înainte de a da posibilitatea observațiilor și completărilor, aș vrea să solicit fiecărui grup maxim două intervenții pe această problemă ca să putem clarifica și să ne edificăm foarte bine asupra proiectului. Dacă sunt observații, vă rog. Domnule vicepreședinte, președinte, ședință. Eu știu că solicitarea noastră a mai fost discutată și anul trecut la o solicitare a aceiași parohii. A fost depus un proiect și anul acesta în vară, dar care nu s-a dat niciun răspuns. În baza celor solicitări, în discuțiile care am avut la rectificarea bugetului din iunie, domnul președinte Tiberiu Magne a promis că va fi introdusă pe ordinea de zi la următoarele ședințe și va fi prinsă în rectificarea de buget pentru semestrul 2. Era solicitarea noastră atunci și se va face la inițiativa executivului. Bun, acum înțelegem că, din punct de vedere a oportunității, ce puțin așa nu ți în comisie, domnul președinte, da? A oportunității nu există probleme de condiționalitate. Se pune problema că ar fi din punct de vedere legalității actului întocmit de noi. Deși mi se pare surprinzător că ordinea de zi a scris aici inițiatorul grupului de consiliu de PNR. Mi se pare că ar greși cineva, că nu înțeleg. De ce nu scrie și dincolo cine inițiator la celălalt? Asta în paranteză. Deci mi se spune că acest act poate să fie viabil din punct de vedere legal în condițiile în care ordonatorul principal de fiere, anumită președinte de Consiliul Județean, ar face acest demers. Mai rău că domnul Tiberiu Magne este prezent pentru că l-aș fi rugat astăzi să semneze alături de noi acest document și atunci era și inițiativa dânsului și era perfect legal. Să înțeleg, pentru că asta scrie în raportul de specialitate. Înțeleg că inițiativa proprie poate de la bugetul local să face fonduri în condiția în care este de acord donatorul principal de credite pentru repararea și conservarea, reținerea bunului aparținând cultelor și care fac parte din patrimoniul cultural național, coroborate cu. Deci în condițiile în care ordonatorul principal de credite ar avea voința, înțeleg că putința o are, ar fi putut să dea drumul. Dacă, din punct de vedere legal, de formă, formal, documentul întocmit de noi, credeți că nu este legal, era timp înainte de ședință să ni se spună, să se modifice și chiar să și-l asume ordonatorul de credite într-o formă care poate să legală, pentru că de principiu am înțeles că suntem cu toții de acord. Pe de altă parte, vă întreb, dacă nu reușim să facem acest lucru, vă propun ca inițiativa să aparțină ordonatorului principal de credite pentru ședința următoare, pentru că vă amintesc că urmează 1 decembrie, din păcate, la 1 decembrie, că nu găsim cu toți instituții publice și politice să depunem coroane exact la postul lui Iuliu Maniu. Deci eu cred că este o chestie și o solicitare de bun simț la care puteam să o rezolvăm în alt mod fără să ajungem aici. Asta este prima intervenție, înțeleg? Da, prima intervenție. Deci aș închide intervenția cu solicitarea concretă de a fi introdusă pe ordinea de zi într-o formă pe care și-o asume și ordonatorul principal de credit. Vă și răspund la prima întrebare. Ordonatorul va analiza această propunere și în consecință va hotărâ dacă luna viitoare va intra sau nu. Altă intervenție, vă rog. Aș face câteva amendamente vis-a-vis și raportat la avizele de nelegalitate. Din punctul nostru de vedere a inițiatorilor acestui proiect de hotărâre, considerăm că oarecum avizele trebuiau să fie întocmite în alt mod și nu fundamentate pe a fi nelegal. Pentru că dacă mergem pe aceeași ordine de idei, oricare dintre colegii consilieri județeni
ar îndrăzni să facă sau să propună un proiect de hotărâre, s-ar lovi de același aviz negativ în sensul că nu există sursă bugetară. Este adevărat că am primit și mulțumim pe această cale tot sprijinul în ceea ce privește condițiile de formă pentru a depune acest proiect de hotărâre, dar este adevărat de altfel că și noi am făcut trimitere la sursa bugetară, respectiv la fondul de rezervă aflat la dispoziția Consiliului Județean, cu toate că nicăieri în legislația aferentă întocmirii proiectelor de hotărâri nu există obligația inițiatorilor de a face propuneri și a indica sursa bugetară. Acesta este un lucru pe care am dorit să-l aduc la cunoștință, pentru că avizurile de nelegalitate s-au fundamentat în proporție covârșitoare pe acest argument. Că nu s-a invocat sursa bugetară sau că sursa bugetară care a fost invocată respectiv, fondul de rezervă aflat la dispoziția președintelui Consiliului Județean, poate fi alocată doar la propunerea aceea. Este adevărat. Dar puteam foarte bine să facem trimitere la sursa bugetară, respectiv bugetul Consiliului Județean. Și să fi văzut atunci cum era fundamentat avizele economic sau mod. În acest sens am dorit să aduc aceste precizări, pentru că din punctul de vedere aceste avize doar se referă la oportunitate și nici de cum la nelegalitate. Iar dacă este o problemă de fond în ceea ce privește proiectul, în calitate de inițiator, noi propunem în baza Ordonanței 35/2002 privind regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, retrimiterea proiectului spre reexaminare la compartimentul de specialitate care am primit avizul. Ați colegi, cu toții suntem de acord, cum zice domnul Margin, legat de această temă, fiind oportunitatea acestor intervenții. Însă, vreau să fac o precizare pe care poate că nu s-a menționat. Într-adevăr, la începutul anului au fost discuții privind lansarea unui program privind monumentele istorice. Cererea bisericii a fost depusă în luna august, pe care am și răspuns că avem în vedere întocmirea unui program pentru sprijinirea monumentelor istorice și, sigur, după lansarea programului va fi înștiințat toată lumea, toate entitățile care dețin monumente istorice din județul Sălaj. În acest sens, avem reglementări foarte clare, cum e legea 422, care prevede în mod expres, în articolul 22, că aceste programe se lansează la începutul anului și cererile se depun până la în ultima zi a primului trimestru. Deci, legea spune, nu noi o spunem. Pe partea cealaltă, sigur, programul, avem deja un draft pe acest program, lucrăm pe program și până la sfârșitul anului o vom finaliza. Mulțumesc. Mulțumesc. Mai este? Și vom lansa, sigur. O singură observație. Este pentru a șasea oară, în mai puțin de un an jumate, în care discutăm, sau discutați pentru că nu am făcut parte din legislatura anterioară, despre Casa Iuliu Maniu și reabilitarea ei. Au fost o serie de cereri depuse de parohie. Eu vă întreb dacă se putea face acel program și dacă spuneți că există intenția sau buna intenție de a ajuta, de ce nu s-a întâmplat lucrul ăsta din 2016 pe 2017? În 2016 s-au depus trei cereri, două de la parohie și încă una de la o persoană, de la o terță persoană pentru sprijin. Și nu s-a făcut absolut nimic. I-ați plimbat pe cei de la parohia Bădăcin, nu dumneavoastră personal, așa, prin meandrele concretului, ca să fac referire la o vorbă dragă anumitor colegi, spunând că banul se vede ștampila, banul au aviz de nu știu unde, răspunsurile sunt aici și sunt de față. Eu cred, și o spun cu tristețe, că nu există voința de a ajuta, pentru că suma, comparativ cu bugetul, este una modică. Am înțeles. Stimate coleg, am să vă răspund în ideea în care cred că Consiliul Județean a făcut toate eforturile pentru a putea realiza și a putea rezolva problema, în principal cea care a fost cea mai importantă juridică a acestui imobil. Eu cred că cu efortul Consiliului Județean, și o știți destul de bine, dacă nu vă pot prezenta,
ați ajuns sau am ajuns toți în situația în care ea este reglementată astăzi. Cu siguranță că în viitor se vor rezolva și celelalte probleme. Pentru că de aceea suntem aici și de aceea trebuie să propunem, să inițiem anumite proiecte ca să rezolve aceste probleme. Aș mai da cuvântul ceilorlalți dacă... Nu? Bun. Eu mai fac doar o singură observație înainte de a supune la vot. Tocmai să vedeți că Consiliul Județean, sub egida centenarului sărbătoririi Marii Uniri, care va fi anul viitor, pe tot parcursul anului 2018, și este un exemplu foarte bun de urmărit pentru fiecare dintre noi, prin instituțiile subordonate Consiliului Județean, și anume Muzeul Județean și de Artă a Județului Sălaj, Centrului de Cultură, Bibliotecii Județene, au pregătit și au propus mai multe proiecte, dintre care eu vi le număr doar pe câteva, ca să vă dați seama despre ce-i vorba. Un proiect despre personalitatea lui Iuliu Maniu, care are nevoie de alocare bugetară în jur de 70.000, așa este cel puțin propunerea. Alt proiect, personalități sălăjene din generația Marii Uniri, de asemenea, alocare bugetară pentru anul următor. Alt proiect, pe urmele înaintașilor, toate au legătură nu numai cu un singur personalitate importantă a județului Sălaj, ci toate celelalte pe care dumneavoastră bănuiesc că le știți. I-am selectat câteva din multitudinea lor. Sub semnul Marii Uniri, și anume la Bădăcini, la Bocșa, Bobota, Băsești, la Gorgana, unde vor fi lansate aceste proiecte și finalizate pe întreg anul 2018. Deci Consiliul Județean, prin instituțiile subordonate și nu numai, au în vedere deja remedierea unor probleme, rezolvarea și pregătirea acestor activități și nu numai activități, că vorbim și de amplasamentele și de locațiile unde se desfășoară aceste activități, toate să fie într-o stare cât mai perfectă pentru a putea parcurge acest an important 2018 așa cum se cuvine. Repet încă o dată, sunt doar propuneri. Așa cum fiecare dintre noi sau și dumneavoastră le-ați făcut ca și inițiere prin, ca și a iniția acest proiect, dar obligația noastră, într-adevăr, aceea este să propunem și să avem inițiative, dar să nu uităm că Consiliul Județean, în care ne desfășurăm activitatea, are și un aparat de specialitate foarte bine definit. Acest aparat de specialitate are obligația de a spune punctul de vedere atunci când consideră că este nevoie. Astăzi, din punct de vedere juridic și din punct de vedere economic, avem acel aviz nefavorabil. Avizele sunt doar consultative. Nu ne obligă din start să nu votăm acest proiect. Fiecare dintre noi, și nu numai acest proiect, fiecare dintre noi poate să hotărască în consecință și să poarte toată responsabilitatea inițierii unui proiect care nu respectă forma de legalitate, nu de oportunitate. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!